Ne yapacağız? A, B, C, D, dreptul. Bine, R, C, O, la dreptul. Deci nu-i ipoteză. A, B, C, D, dreptul. A, B, C, D, un dreptul. A, B egal cu de două ori B, C. A, B egal cu de două ori B, C. E, mijlocul segmentului D, C. Ia aparțin lui D, C. Da. Dar la mijloc. Deci da, e mijloc, astfel. Remarcăm că D e congruent cu EC. Da. D e congruent cu EC. G aparține semidreptei CB. G aparține lui CB. CB. Semidreptei, da? Da, da. Astfel încât BC congruent cu BG. BC congruent cu BG. BG. Și e un punct. Și e un punct. Și tot unde? Un punct. Da. Un punct. Da. Astfel încât E, C, G. Deci e egal unde este el? Nu știu. Un punct. Astfel încât E, C, G, F, dreptul. E, C, G, F, dreptul. Dreptul. Asta că e și ipoteză. Nu. Deci e un punct situat în cel de-al treilea vârf. Pentru dreptunghi. Deci, vedeți că trei puncte le avem. E, C, G. Da, și mai trebuie al patrulea. Al patrulea, da. Al patrulea punct. Pură tu pe unde vrei, în așa fel încât să fie la dreptunghi. Da. Asta e tot în ipoteză. Asta e tot în ipoteză. Și concluzie, arătați că D, B, D, B, congruent cu F, C, și că aceeași D, B, e perpendiculară pe F, C. Adică ar fi la triunghiul la care am demonstrat... Că unghiul acela e triunghi de tunghi... De băi cât făcă și de băi egal cu greu cât făcă... Înseamnă că... D, B, C este un triunghi dreptunghic în D. Da. Și isoscel. Dreptunghi și isoscel. Da. Da? Triunghi dreptunghic și isoscel. Putea să-ți ceară și asta. Să arăt că triunghiul D, B, C, dreptunghic, isoscel. De bâcă? Da, poate da și bâcă. Ce? Ca să facem figura. Asta. E bine ce. Ea a surprins altfel formularea concluziei. Da? Ne apucăm de treabă. Deci facem un ABCD, un dreptunghi. AB e de două ori BC, AB e de două ori BC, aproximativ la urmă de dată bine. Și eu la fel am luat. Da? Eu la luat bine. Bine. E-i pe DC. E-i pe DC. Încât DE e egal cu EC. DE e egal cu EC. Adică e la mijloc. G aparține lui CB. G aparține lui CB, de la C cu AC, așa zice CB, încât BC egal cu BG. Adică vrea să spună că e simetricul lui G, e simetricul lui C față de B. G, G ăsta e simetricul lui C față de B. Și unde să fie Eva, așa că E, C, G, E. L-am prins. E, C, G. La mijlocul lua B. E, C, E, C, G, B. La mijlocul lua B, e jos. Să fie dreptunghi. Să fie dreptunghi. A, să fie dreptunghi? Da. Deci, practic, F-ul este aici. Da? Am dus paralele, paralele și l-am găsit pe F. Dar cum ne-o construim pe F, B? Pe? F, G,
FG. Nu, deocamdată așa. G-ul mai întâi. Simetricului e C față de B. Deci mai mergem de la B în jos. Încât CB să fie cât BG. Da. Deci BG să fie cât CB. Așa, deci și pătrate. Dar avem două dreptunghiuri, chiar dacă e dreptunghiuri. Dar chiar două dreptunghiuri care sunt congruente. Chiar care sunt și congruente. Pentru iar aici sunt trei, una, două, trei, patru, trei pătrate. Din cauza... Acum alte segmente congruente, și toate sunt congruente. Sigur. Și paralele, și congruente. Și trebuie să arătăm că DB... Că unim DB cu FK. Cei două diagonale sunt congruente și sunt perpendiculare. Așa. Cu FK. Ele sunt congruente pentru că sunt diagonale în dreptunghiuri congruente, dacă vrem să gândim așa. Tu vezi? Da. 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 Cum? Cum? Nu-și vedea. Deci să luăm triunghiurile DBA și C. Da. Tot acolo. Ce? E FG, da? Da. Așa de două triunghiuri, unul de la deasupra poate fi DB cu nu știu cine. Acele două triunghiuri care sunt congruente, da? Siguranță, da. Și te duci spre DB, congruente, CF, da. Bun, și acum ca să, ce trebuie să facem ca să arătăm că DB perpendiculară pe FK? Să arătăm că ai 90 la 90. Trebuie să arăți unghiul ăla din deasupra, cu O, da? O, D, O, C, e 90 de grade. Sau D, O, F. Sau B, O, F. Sau care vreți voi, C, O, B. Acolo e 90 de grade. Dar într-un pătrat câte... 360. Câte... Câte măsura pe care ochi? 90. Într-un pătrat 90, da. Da. Ai, da. Dacă e într-un dreptunghi, deci, 90. Deci dacă pătratul ăla e 90... Care este? La care te referi? La care pătrat? E o? Care? Zii și tu. E o băcă, cred. Nu, că nu e o. O aici așa. E L. Hai să zicem. E de 90. Că B O nu e de 90. Păi tocmai de-ați demonstrat. Că B L este. Că B L este. Da, 90. Atunci, O, B, L e de... O, B, L, nu știu. Se mai creează un unghi acolo. Păi este unghiul ăsta micuț. Tot, deci O, B, C, nu e de 90. Păi, unghiul ăsta de aici... E congruent cu E, cât de O, cât de B. Cu ăla din D. Ăsta din D, ca alternei, da? Și... Iar ăsta din D, 1, da. Zicem. Și cu... Deci, unghiul ăsta de aici, hai să vedem cu care ar fi congruent. În triunghiul... Eu am să arăt că ăsta e 90 de grade. Dacă arăt că ăsta e 90 de grade, e problema terminată. E de parcă aș arăta că D1 și cu C1 și cu 1 aici, da? Deci dacă arăt că D1 și C1 împreună fac 90 de grade, rămâne la același fi 90 de grade. Da. Păi, într-un triunghi suma măsurilor de 180. Știu asta.
cine folosește. Deci ăla să fie dreptunghi sau cel mai rând. Da, dar... Îi propunem. Pentru că numai așa unghiurile sunt de la bază. Bine. De 45. Deci oare să arătăm că D1 și plus C1 fac împreună, cât am zis? 90. 90. Da, C1 e copulat cu ADB. Q1 e congruent cu Q2. Și atunci dacă îți dă ori două ori, o să obții cu ția 2 și cu ția 2 sunt 90. Nu? Cum ai zis? Încă o dată. Q1 e cât ADB. Deci C1 e cât ADB. Este cât A, D, B. De ce C1 e cât ADB? Păi... Din ce motiv? Dacă arăți asta, ai... E gata problema cu... Deci îl muți pe C1 aici. Aici, de 2. Dacă arăți că C1 e cât de 2, e gata problema. Cât de 1 plus de 2, fac 90 de grade. Deci ai mutat problema în momentul ăsta la C1, dacă e cât de 2. C1, unghiul C1, dacă este congruent cu de 2. Semne întrebare. Și este gata problema. Da, mă luat. Înseamnă că nu s-a auzit. Da. Nu s-a auzit. Mulțumesc. Hai, se vede acolo? Acolo, acolo, grămădi problema, e a noastră. Numai trebuie să arătăm chestia aceea. Deci, din tot unghiul din G e congruent cu tot unghiul din A. Dar tot unghiul din A e congruent cu tot unghiul din G. Și unghiul din G, tot unghiul din G e congruent cu tot unghiul din B. Da. Și? Așa. Și? Deci tot unghiul din G e congruent cu tot unghiul din A. Da. Și unghiul din G, să știm că e drept. Da, tot unghiul din A e congruent cu tot unghiul din G. Da, și tot un ghid de zi. Da, da. Atunci ia zi. Unghiurile alea sunt de 45 de grade. Ia zi, de ce? Că dă băi bisectoare dacă te da. Uiți între unghiul. Cine zice? Care e primul că dă băi 45? Păi bisectoare. Și de 1 cu de 2? Asta de B e bisectoare? Da. Da, s-a văzut? Cum se mai va? Găsim soluția imediat. Hai să vedem. Trebuie să găsim asta. Deci, noi dorim să arătăm acum că D1 ar fi cât C1. Dacă D1 plus un unghi ar fi cu C1 plus același unghi, l-ar avea pe unghiul respectiv complement, să zic, atunci ar ieși că ăsta e cât ăsta. De C1 e cât de 2. Asta vreau să arăt, nu? Ei, de 2 împreună cu ce unghi? Cu ăsta de aici, micuțul, nu? Din B ar fi împreună 90 de grade. Asta și cu ăsta. Dar astea două paralele tăiate de o secantă e cât unghiul de aici. Nu? Asta de aici, cât asta de aici, ca fiind paralete de o secantă. Da. Asta de intern. De unul, cât unghiul ăla de acolo. Deci, de 2, și ăsta micuțul este cât ăsta de aici, da? Și ăsta e cât de 2. De 1 și cu de 2 fac 90 de grade, cum am văzut. Însă cel mai rapid, ar fi să facem așa. Când am arătat congruența triunghiilor DCB,
Vă amintiți că am arătat triunghiul de DCB? E cât F, C, G. Da. Și cele două triunghiuri, în afară că au pe D, B, cât C, F, au G, G, U, au toate unghiile congruente. Pă asta e important. Da, da. Hai să scriem. Da. Nu se vede altfel. Da. Haideți să retractăm. Deci, da, te rog. Deci fie triunghiul D, A, B. Deci fie. Triunghiul. D, C, B. D, C, B, da. D, C, B. Și F, C, D. Și triunghiul F, C, D. Cele două triunghi A de A. Au D, C, congruent, nu, da, D, C, congruent cu C, B. D, G, cu C, G. Cu C, G. Da? D, C, congruentă. Cu C, G. Cu C, G. De unde? Din ipoteză. Am prelungit-o pe asta, asta era în mijloc, asta am prelungit-o câte zici. Deci, clar, că e din ipoteză, da? Ce mai am? BC congruent cu FG, tot din ipoteză. Sigur că BC e cât FG. Pentru că ce am făcut? FG, eu era la mijloc, nu? E că este cât FG, asta este un dreptunghi. Am aceste lucruri, nu? E că, atenție, ea a fost mijlocul lui DC. Iar F a fost luat așa, pentru că figura care s-a format este un pătrat. Nu un pătrat, un dreptunghi. E, C, G, F este un dreptunghi. Și fiind dreptunghi, laturile opuse sunt congruente. Deci E, C este cât F, G. Dar E, C este și cât C, B. Așa a fost luat în ipoteză, da? Deci avem că CB este cât FG. CB e congruent cu cine? FG. FG. Și dacă sunt congruente, rezultă conform cazului de congruență, tot din ipoteză, da? Da. Rezultă conform cazului. Apoi dați două triunghiuri de dreptunghi. Unghiul drept. DCB, scriu și asta, DCB. Măsura lui DCB, DCB, egal cu măsura cărui unghi? DCB cu măsura lui? DGB cu KGF. Cu măsura lui KGF și egal cu 90 de grade. Și atunci, conform cazului latură, unghi latură, sau dacă vezi catetă, catetă, care s-ar traduce, latură, unghi latură, sau catetă, catetă, fiindcă triunghiul dreptunghice, triunghiile sunt congruente. Triunghiurile, deci latură, unghi, latură, sau surprins aici, catete, catete, CC, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul DGB congruent cu FCG, congruent cu triunghiul FG, FCG. Așa. Așa, și de aici rezultă că toate elementele mele, toate... Da, DB congruent cu KF. Așa, DB congruent cu... Cu KF. Exact, cu CF. Lucru care ne interesa pe noi, nu? Da. Subliniem. Și unghiurile celelalte, două câte două, erau congruente. Da. KFG cu... KFG congruent cu... HDB. Da. Așa și... E bine GBK. KFG. Cine este KFG? KFG se uită spre latura CG. Da. CG este cât DC. Spre DC se uită unghiul de aici. Da? Se uite unghiul C, B, D. Nu C, B, D? Ba da, C, B, D. Dar tu ce unghi mi-ai spus? C, D, B. C, B, D. C, B, D, da. E important lucru. C, B, D. C, B, D. Și C, G, F.
Și al treilea unghi? C, G, F, C, D, G, G. C, G, F, asta e drept aici. Ce ai făcut? Al treilea unghi? F, C, G. F, C, așa, F, C, G. F, C, G. F, C, C, D, C, D, G. G? Da, C, D, G, da. Vom grebu? C, D, G. C, D, G. Da. C, D, G. Cu roșu, cu... Ca să vedem ce a ieșit. Așa. Să vedem exact ce unghiuri am reușit. Deci am reușit să arătăm că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Da. Și al treilea, adică ăsta de acolo, galben. Cât fuul de acolo. Ăsta de aici. Cât fuul de aici. Da? Deci astea două le avem. Deci, ăsta e cât ăsta de aici. Mm-hmm. Dar nu cumva în triunghiul DCB roșu și cu verde și cu albastru fac împreună 90 de grade? Da, pentru că unghiul din C tot din 90. Deci roșu și albastru fac 90 de grade. Da, corect. Da, acord, da, dar nu că sunt congruente. Nu, nu, dar să nu facă împreună 90 de grade. Da. Adică roșu și cu albastru aici. O să facă tot 90 de grade. Tot 90 de grade. Și atunci rămâne asta 90. Vrem, nu vrem. Așa da. Și scrie, nu dă profesor. Sigur că da. În... În triunghiul. Acum, în triunghiul. Nu, încă o dată. Un pic, lasă să mai facem așa și după ce scriu. În triunghiul DCB, DCB, roșu, D1, congruent cu B. Cu, nu-i congruent. E egal. Împreună cu B. E, da, e, pentru că triunghiul DCB, DCB, adică cât este unghiul DCB? 180 grade, minus 90, că D, că B are 90. Triunghiul DCB este un triunghi dreptunghic în C. Da. Și atunci celelalte două unghiuri, adică D1 și cu B, hai să spunem albastru notat de aici, 1, deci D1 cu B1 fac împreună 90 de grade. Da? Adică roșu nu mai urmești, da? Nu mai urmești, da. Deja vă vorbesc. Roșu cu albastru fac 90. Da. Adică roșu și cu albastru aici, da, în C8B, în C8B, roșu și cu albastru fac 90. Da, și atunci au o rămas 90 de grade. Și e gata problema. Da, și gata problema. Hai să redactăm. Te rog să vitezi tu. Da. În triunghiul DCB avem măsura unghiului C de 90 de grade. Deci, în triunghiul DCB avem că? Avem că măsura unghiului C. Măsura unghiului C, da. Egal 90 de grade. 90 de grade. Asta înseamnă că celelalte două unghiuri trebuie să facă împreună tot 90, adică măsura unghiului D plus măsura unghiului B. O să spunem D1, măsura lui D1, ca să vină mai ușor. Așa. Măsura lui D1 plus măsura lui B. B1. B1 e egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Și cum D1 este cât C1 de aici? Da. D1 este cât C2. C1. Cât doi? Da? Da, și cum? Cum D1 D1 e congruent, unghiul D1 e congruent cu unghiul C2. Înseamnă că în loc de D1 poți să pui C2. C2 congruent? Nu, în loc de D1 a, cu C2, da. Da? Deci rezultă de aici cu măsura lui C2 cu măsura lui D1 plus măsura lui B1. Deci CoB e tot 90. Atunci rezultă că unghiul al treilea, adică da. CoB egal cu 180. Ei, CoB rezultă de acolo ce măsura lui CoB 90 grade. Da. Și gata problema. Da. Egal cu 90 de grade. Da, și de aici rezultă că DB perpendiculat pe FC. DB perpendiculat pe FC. Terminat. Ce era aici de făscut? Trebuia să
facem să terminăm, să terminăm aici povestea, domnule. Dacă două triunghiuri sunt congruente, toate elementele sunt congruente două de două. Noi ne-am oprit la DB cât ce fânt, dar nu ne-am mai dus la unghiuri. Ne-am mai educându-ne, ne-am oprit unde nu trebuia. Da. Și atunci, dacă le lași unghiurile, data problema s-a rupt. S-a terminat, da? Și cum cele două unghiuri fac 90 grade din triunghi și ăsta la alte două fac 90 grade și terminat. Mai mergea și altfel. Problema mergea, să știi că unghiurile cu laturile paralele două câte două, unghiurile cu laturile paralele cu două câte două sunt congruente sau suplimentare. Dar dacă am două unghiuri care au laturile perpendiculare două câte două, iarăși sunt congruente. Deci unghiurile care au laturile perpendiculare două câte două, adică am unghiul ăsta, uitați așa, unghiul ăsta, și un alt unghi în care să am aici latura asta perpendiculară aici și latura cealaltă perpendiculară aici. Iată cum am desenat. Deci două unghiuri. Da, două unghiuri. Hai să le iau mai... Da, se vede clar, domnul. Da, două unghiuri. Da. Care au o latură aici perpendiculară cu asta și cealaltă pe alaltă. Aceste două unghiuri sunt iarăși perpendiculare. Sunt congruente. Deci unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două sunt congruente. Reciproc. Dacă două unghiuri sunt congruente și au o latură perpendiculară pe cealaltă, și cealaltă latură va fi perpendiculară cu asta. Și în cazul unghiului era așa? Este. Uite, unghiul ăsta roz sau roșu, C2, da, este cât de 1, nu? Din congruența de manente. Da. Sunt congruente. Da. Și au o latură. De ce? Perpendiculară pe latura cealaltă al unghiului. Da. Atunci latura, celelalte două laturi care completează unghiurile, vor fi perpendiculare. Ah, ce chestie. Dar lor când le-o dă pe asta? Sau... Asta e ușor de făcut, exact ca demonstrația care am spus-o mai devreme. Aha. Nu, că ați văzut cum s-a întâmplat. Deci, faptul că aici se formează ăsta și cu care, cu ăsta fac 90 de grade, da, tot așa, da, de bine arăți că ăsta de aici, care e de 90 de grade, cu care face tot 90 de grade. Deci, să prinde jocul ăsta de aici, dar ca să nu mai arăți congruența unghiurilor de acolo, mergi direct pe rezultatul ăsta, știu. Da, cred că e mai ușor așa pe congruență. Mai ușor așa, da, pe congruență. Deci, a fost rezultatul mult mai rapid asta pe congruență, da, pentru nivelul lor. Corect. Așa, să vedem altceva. 17, da. Să vedem ce sună, cum sună problema. Lungă BC oarecare. H punct de intersecție a înălțimilor, A, D, U, E și C, S, U. Uitați-vă în punct de oarecare, dar le ducem înălțimile, domnul profesor, le ducem înălțimile și le ținem pe H, punct de intersecție a lor. Așa, două înălțimi poți să zici. Da. Deci, în ipoteza am că... Avem un triunghi oarecare. ABC. ABC oarecare. Oarecare. Triunghi ABC oarecare. H ortocentru. H ortocentru. Da. G aparține lui BH. G aparține lui BH. BH, da. Astfel încât BG să fie congruent, e la mijloc. E mijlocul. Da? Da. BG. BG congruent cu BH. Așa. Și demonstrați că triunghiul DFG e tot șel. Triunghiul? DFG. D? DFG e tot șel. E tot șel. Oarecare. Oarecare. Așa e simbolul acela. Oarecare, da? AD. Zice AD. Intersecția BE.
Dacă îi dă cu toate trei, domn profesor, îi facem și noi cu toate trei? Ce anume? Nu, două din ele. Da? Facem mai două, chiar dacă problema e de toate trei? Dacă îi dăm acolo? Da. Păi zice ori tot centru, da? Da, nu, zice fie H puncte intensitatea înălțimilor, A, D, V, E și C, F. A, le dă el pe toate, de dar noi am putea pe H să poziționăm numai cu două înălțimi. Corect. Mm-hmm. Mă gândesc că nu-l dă degeaba atâta. Da, sigur că da, o să facem așa. Deci un triunghi ascuțit un pic. A, B, C. Deci A prim, sau cum zice A, cât? A, D. A, D. B, F. B, F. B, E. B, E, da? Da, și C, F. Și punctul de intersecție al lor, H. B, E. Și pe cealaltă, obligatorul, duc așa. Obligatorul trece pe acolo. Și notăm cu F, da? Da. Ce e? H e ortocentru. H e ortocentru. Și acum G e mijlocul lui BH. G al lui B. H. H. Adică H aici. G. Da. Și să arătăm că D, F, G. D, F, G. Mijlocel. D, F, G. Trenghi să știa. Ieșit-o ceva mic. Cum a ieșit? Dacă D, F, G, A, va ieși mai mare. Cum nu știu să fie ieșit. Da, da, da. Ia să vedeam. Cum? Da, stai secundă. Ce spune acum? Trebuie să duci? Care a fost triunghiul tău luat? ABC, dar luat de triunghi. Păi nu, a zis un triunghi care care. Uite simbolul. Uite simbolul. Deci oarecare. Eu l-am luat ascuțit. Poftim? Nu, zic că Miruna a întrebat. Deci un triunghi, tocmai eu am întrebat. Deci un triunghi ABC oarecare. Da. Fix. Am dus... înălțimele. Ai dus înălțimea da. A, E, F, B, E și A, D. D. Da. Și H-ul e ortocentru. Da, și să demonstrăm că F, G, D, isocel. F, G, D este isocel. Ce șansa mai de acasă să fie isosceol? Două laturi de congruență sau, sau două unghiuri? Unghiuri, da. Da, mai mult cu laturi. Mai mult cu laturi m-aș gândi. Da, ceva. Nu văd... și tu când vrei să arăți două laturi, visezi să găsești două triunghiuri care sunt în latura. Ce e povestea, nu? Da, nu. Da. Dar nu prea văd de obiunghiuri. Mi se dau niște înălțimi, nu degeaba, domnule. Sigur că da. Cine a trebuit asta? Păi, dar poate. Cum? Toate. A, D, C, A, D, B, E și C, F. Cum? Dar trebuie să mi se dau degeaba? Da. Așa, așa. Așa e ortocentru, da? Nu spune, nu degeaba G-ul e mijlocul lui H, B. Da. G-ul e mijlocul lui H, B. Adică H, G, H, G, congruent cu G, B. Sigur că da. Iar triunghiul H, D, B, ce fel de triunghi este H? D, B. H, D, B. Nu știu. Atenție, H de B. Nu, H de B. Dreptunghic. Dreptunghic a fost dus A, D pe periplan, da? Da, da. Deci H de B e... Mulțumesc că mi-ați arătat și asta. H de B e triunghi dreptunghic. Corect, da. Iar D, G, ce este? Cum? D, G. D, G. În care triunghi? Păi D, G... despre care avem noi nevoie. DG este una din laturi de triunghiul, este DGF. Mediană. În triunghiul. În triunghiul HBD. Ei, și mediana... Unește vârful cu mijlocul laturii opuse și se află la distanță egală de capetele... Asta e mediatoare, nu te grăbi. Și jumătate din potenuză. Deci DG e jumătate din HB. Cât HG. De acord, da? Cât HB. DG este cât HB sau cât DGB? Da.
Perfect. Și atunci triunghiul G, G, B, D. B, D. E așa. Se contează. Cum ați construit pe G și pe H? Pe D și pe? Nu, pe H. H este intersecția înălțimilor. Dacă să înălțim toate. Înălțimea din A, pe B, C. Deci am dus C, E. Da, H, care H? Nu mai este un H. Domnul profesor a scris două ori. Atât. Și apoi G și acolo HB. Da. Fă figura ca să judeci și tu. Iată că întrebarea, nu degeaba înălțimea AD, ne duce în triunghiul HDB, la care m-aș opri, pentru că G-ul e mijlocul lui HB. Vreau să valorific asta. Corect. Și atunci în triunghiul HDB, în HDB, Anca, DG, care nu este vârful D cu mijlocul lui HB, suntem într-un triunghi dreptunghic, iar DG este mediană. Poți să spun de mediană, să nu ai nu, nu este mediatoare. Teorema aia care a demonstrat-o domnul profesor, că DB este mediană, este jumătate din latura opusă. În orice triunghi. Exact. Mediana este jumătate și am mers cu dacă și mai dacă și acolo exact, e apare un pic 90 de grade. Adică DG e cât HG și cât GB. Da. E să valorificăm asta că DG este că HG și cât decât GB. Triunghiul GBD, gata, isoscel. Triunghiul GBD isoscel, dar și DGH. Și DGH isoscel. Corect. Adică asta de aici cât asta de aici. Corect. Dacă am mai putea arăta că și FG este că HG. Păi este, domnul profesor, în triunghiul HFB. H, F, B. Ia uite-o cum F, G, iar e mediană. Sigur că da. Iar e F, G, e congruentul cu H, G. Și iată pe F, G, odată cu H, G, iar pe D, G, cu H, G. Deci, asta F, G, F, G, cu... cât D, G. F, G, cât G, și că atunci este isoscel. Da, triunghiul ăla isoscel. Corect. Hai să mai vedem că dar am Mirna n-a văzut. N-a văzut, da? Și mă insistăm încă o dată. Da. Încep să obosească. Să vede, clar. Cât trag de ei, da. Nu mai pot. E și vineri și sigur că da, da. Hai, mai facem pe asta și ne oprim, nu e o problemă. Da? Atenție multă. Trebuie să înțelegi că ești biologic, putem face față până într-un loc. Exact, și voi sunteți mici. Nu. Da, deci, cum ați demonstrat că nu uite acum, deci prea multe linii. Deci, hai, întâi teorema aia, domn profesor, să le aducem aminte. Uitați, vă citesc eu de aici. Când triunghi este dreptunghi, dacă și numai dacă, și domnul profesor v-a demonstrat, lungimea medianei corespunzătoare unei laturi este egală cu jumătate din lungimea laturii respective. Uitați! Uitați-vă la domnul profesor. A, B. Cum faci? Păi, teorema trebuie să o învățați. H. B, H, B, C. H, ca să mă duc. B, D. Nu, ați făcut D. Deci H. Uitați, domnul profesor a luat un triunghi. Am întrebat. H, D, B. Un triunghi dreptunghi. Că de ce HDB, uitați-vă de ce e dreptunghi. Pentru că AD perpendicular pe BC. Deci triunghiul HDB este dreptunghi. De ce ne-am oprit la el și cum v-ați fi oprit și voi la el? Da. Gândiți așa, de ce v-a dat mijlocul la segmentul acela? Nu, și degeaba. Înălțime. Nu degeaba v-a dat mijlocul la segmentul ăla și înălțim. Că atâta mi-e dă problema, ipoteza. Păi ne-a dat o înălțime și mijlocul unui segment. Ia să mă duc eu acolo să văd. Și atunci rezultă că... Și atunci am triunghiul DHB, care e dreptunghi. Da. Așa, DG, e mediană. Unește da. Vârful. Eu am spus asta, da. Bun. Da, în mijlocul ăla. Deci e bun, am zis ceva bun. Stai, lasă, nu te mai entuziasma că zici ceva bun. Oprește-te. Deci DG e mediană. E median. Și acum, într-un triunghi dreptunghi, mediană este jumătate. Este jumătate din toată ipotenuza. Da. Și cum, dacă jumătate înseamnă că DG este cât GH. Și cât GB. Da, dar nu ne interesează foarte tare cât GB. Deci dacă am spus că într-un triunghi dreptunghi, și am demonstrat asta, într-un triunghi dreptunghi, mediana este jumătate din ipotenuză, înseamnă că DG este cât HG. Foarte bun. Ia uite la noi ce înseamnă acolo problemă. DG cât HG. De G cât H, G. Dacă așa am arătat că F și F, G cât H, G. Deci triunghiul H, G. Ce triunghi să luăm să arătăm? H, F, G, B.
B, H, F, H, F, B, F, B, G, e mediană. F, G, iar e mediană, spunește vârful cu mijlocul. Și atunci și F, G, G, H, G. Abia acum am văzut. Deci, simplu. Da. Deci, iată. Sunt multe probleme, dar simple. Sunt puțin dacă faci simplu. Ia uitați-vă ce frumos dar așa. E unghiul ăsta. Așa și rezolvă. Dângă asta, DG, gata, DG este median, da? Este mixtă. Iar într-un unghiul celălalt... FG e median. Într-un unghiul HFG, FG e median. Și ați făcut FG, al cu HG. Și poate și DG cu HG. Scrie. Așa. Demonstrație. Demonstrație. Fie triunghiul H, G, D. H, G, H, G, D? Nu, sau fie H, D, G, D, B. H, D, B. H, D, B, da. H, D, B. În triunghiul H, D, B. Avem că... Avem că... H, nu, avem că... Măsura H, unghiului. D, B e de 90 de grade. Așa, sigur. Măsura unghiului. H, D, B... Egal cu 90 de grade, din ipoteză, da? Da. Ce mai avem? Că G e la mijloc. Da, G e la mijloc. Și H, G... H, G, congruent... Congruent cu G, B. Cum? G la mijlocul lui... Păi este. Asta am spus. H, G este cât G, B. Da. Acolată din cele, din asta înseamnă că D, G este mediană. Mediană, da. D, G. Mediană. Mediană. Și de aici rezultă... Din astea două, mediana din vârful unghiului drept este jumătate din ipotenză. Adică rezultă că D, G e congruent cu H, G. Da. Congruent cu HG. HG. Bun. În triunghiul HFB avem FG. HFB. Da. Avem. Avem că tot așa HG congruent cu GB. Mai întâi unghiul H. HFB. H sau BFH. Da. Da. H. Măsura. B, F, H. B, H, F. B e egal cu 90 de grade. Și avem H, că F, G. H, G cu F, G. H, G cu G, B. Așa. Da, congruent cu G, B. G, B. G, B. Așa și cum? F, F, G. Mediană. Și din astea două rezultă că... E G ăsta? Da, e F, G congruent cu... E F, G, este puțin... H... E F, G congruent cu H, G. H, G. Da. Cu jumătate, H, G. Da. Și cum? D, G congruent cu H, G. Din 1 și 2, trebuie. Da, 1 și 2. Din 1 și 2, din 1 cercules plus 2 cercules. 1 plus 2, rezultă de aici că ăsta, triunghiul. Nu, nu. Rezultă că DG sau FG congruent cu DG. DG congruent cu DG. DG. Rezultă că DG este tot cel. Ce vreau demonstrat. Poți da. 18 fii la fel, copii. La fel, bun. Da, tot că e isoscel, trebuie să arătăm tot înălțimile. Așa. 19, tot la fel. Deci aici, cu măsura unghiului 30 de grade, astea le face și singure acasă. Da, da, da. Eu cred că poate. Exact, puteți, fără probleme. Vedeți că am existat așa aici. Lucruri frumoase. Haideți să... Haideți să faceți sinteza. Exact, sinteza. Sinteza ce spune? Că am făcut reguli cu... Păi asta am făcut, geometrie. Da, geometrie. Am făcut dreptunghiul, deci, proprietăți. Dreptunghiul, proprietăți. Da, înălțimile.
Hai să concurența înălțimilor. Da. La prima problemă, să ne amintim. Prima chestiune. Deci dreptunghiul proprietăți, da? Da. Proprietăți. Da. Apoi. Doi. Apoi, ăsta, dacă mă țin ce ăla, ce e aia înălțime? Deci concurența înălțimilor. Și teorema asta, domnul profesor. Mediana. Mediana, da. Mediana. Și teorema asta, că mediana e jumătate din... Mediana, într-un triunghi dreptunghi, mediana. Da, e jumătate din... Într-un triunghi dreptunghi. Este jumătate din ecotenusa. Deci mediana într-un triunghi dreptunghi. Dreptunghi este jumătate din ipotenuză. Egal cu o doime din ipotenuză. Da? Asta e teorema. Uh-huh. Dar, practic, am rezolvat probleme cu dreptunghi, proprietățile, că într-un dreptunghi toate unghiurile din 90 de grade, că diagonala se congruiește, trebuie să folosim asta, da? Și concurența înălțimilor ne-a dus și folosim și această teoremă. Am făcut o problemă și asta. Hai, cum duceți finalul, copii? La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profonare și vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere! Nu uitați de like! Like și share! Like și share, măi, aduți-mă! De nu vrei să fii șomer! Nu uitați de like și share! La revedere! Like și share!